Băiatul de 1 an și 4 luni este născut în Italia și în urmă cu 2 luni a venit cu părinții în țară, în localitatea Doljana Ișalnița. Sâmbătă, 4 februarie, a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova cu diagnosticul de enterocolită. Luni seara, starea copilului s-a degradat, iar marți dimineața, analizele renale aveau valori alarmante. Medicii de la Craiova au luat atunci în calcul sindromul hemolitic uremic și au decis transferul la București, lucru care s-a și întâmplat miercuri 8 februarie. A venit ca o enterocolită simplă și evoluția ulterioară, mă rog, a creat suspiciunea de sindrom uremic și văzând că parametrii, creatinina la început, după care și urea au crescut, s-a făcut solicitat transferul la București. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Dolj au mers acasă la familia băiețelului în încercarea de a afla cauzele îmbolnăvirii. Au fost supuși analizelor toți membrii casei. S-a identificat din cei 7 la care s-a recoltat, la 5 s-a identificat că sunt purtători de Escherichia coli. Și probabil sursa de aici este s-a recomandat măsurile de igienă. Copilul a consumat lapte din sursă privată de la nivel local și produse de lapte, brânză și iaurt, carne din sursă proprie și legume și fructe cumpărate din magazinele din Craiova. Și Direcția de Sănătate Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a luat probe din laptele pe care l-a consumat copilul și l-a trimis la analiză la București. Rezultatul este așteptat în aceste zile. În urmă cu 1 an, mai mulți copii din Argeș au fost transferați la Spitalul Marie Curie din București cu sindrom hemolitic uremic, iar 3 dintre ei au decedat în spital.